Filmul începe cu Mykola Veronenko, un matematician, fizician și ecologist, în timp ce o salută pe soția lui însărcinată, Nastia, apoi se duce la muncă cu bicicleta. Ei locuiesc într-o zonă foarte liniștită din regiunea Donbas, din Ucraina, pe un teren de 2 hectare. Ei sunt considerați primii ecocoloniști din zonă. Mykola își parchează bicicleta și merge la școală unde predă. Înăuntru, el vede la știri că forțele speciale au ucis 100 de manifestanți la Kiev, capitala Ucrainei. De asemenea, descoperă că președintele lor a fugit în Rusia, deoarece Rusia este pe cale să invadeze Ucraina. În timp ce predă fizică, Mykola face tot posibilul să-și împărtășească cunoștințele și să-și educe studenții. Un student pe nume Ivan nu dă semne de interes pentru învățare. Dimpotrivă, el continuă să facă din profesor un dușman de câte ori are ocazia. Când se termină lecția, Ivan se apropie de profesor și îi spune să plece pentru că este un străin. Într-o altă călătorie obișnuită cu bicicleta la serviciu, Mykola vede niște militari înarmați în apropierea terenului său. Nu se gândește prea mult la asta și se duce la muncă. Ca de obicei, își parchează bicicleta și intră în școală. Este surprins când vede că locul este gol și că este singurul profesor prezent. La știri vede că peste tot este haos, întrucât forțele ruse continuă să invadeze zonele învecinate. Își ia imediat bicicleta și pleacă acasă. Soția lui este singură și gândul la bărbații înarmați pe care i-a văzut mai devreme îl îngrijorează. El nu greșește. De la distanță își vede soția fiind bătută. El fuge să o ajute, dar ajunge să fie lovit cu arma de un soldat. Îl roagă să nu-i facă rău pentru că este însărcinată, dar îi refuză să asculte. Un soldat rus intră în casa lor și o arde. Când cei doi sunt pe cale să plece, Nastia apucă o piatră ca să o arunce în ei. Ea este apoi rănită de un glonț și moare în fața lui Mykola. Câteva clipe mai târziu, doi membri ai miliției ucrainiene îl ajută pe Mykola să o înmormânteze pe Nastia, în timp ce acesta se întoarce la casa arsă. Reușește să recupereze crucifixul de lemn pe care îl făcuse soția lui. Mykola își îngroapă soția cu inima frântă și apoi decide să meargă cu soldații, neștiind ce să facă în continuare. Se alătură miliției ucrainiene în drum spre bază. Șeful nu are încredere în el, crezând că ar putea fi un spion. El își exprimă intenția de a-i se alătura și de a-i da afară pe ruși din țara lor. I se oferă posibilitatea de a se antrena cu ei, dar fiind pacifist, are puține cunoștințe despre arme și pentru el antrenamentul este foarte greu. O femeie arată cum să demonteze și să monteze o armă. Este hotărât să învețe. Într-o seară, în timp ce face niște antrenament fizic, Mykola își asigură ofițerul că nu mai este pacifist. Preferă și numele de cod Raven. Îi reamintește că numele de cod se câștigă. Antrenamentul este nou și provocator pentru el, dar se străduiește să se doteze cu toate cunoștințele și abilitățile necesare pentru a se răzbuna. Stagiarilor li se spune că nu sunt destui lunetici pe câmpul de luptă. Când îi întreabă cine dorește să se ofere voluntar pentru formare, doar câțiva apar interesați. Mykola se ridică și îi spune că vrea să devină un lunetist. Ofițerul îi cere să se așeze pentru că nici măcar nu poate demonta și asambla o pușcă la timp. Mykola cere să-i dea șansa de a dovedi că este capabil să facă acest lucru. Îl asigură pe ofițer că o poate face în 20 de secunde. Un AK-47 este pus pe masă de către ofițer. Spre surprinderea tuturor, Mykola se leagă la ochi și începe să demonteze pușca, apoi asamblează din nou piesele fără probleme. Reușește asta în doar 18 secunde. În loc de râs, de data aceasta primește o rundă de aplauze. Mykola este acum admis la antrenamentul de lunetist. În timpul antrenamentului, Mykola este surprins când primește o armă diferită de restul cursanților. Refuză să plece pentru că îi se pare nedrept să nu primească aceeași armă. De asemenea, cere să primească un SVD-63, o pușcă semiautomată pentru lunetiști, aceeași pe care o primesc și ceilalți. Acest lucru nu-i place la personalul responsabil. Mykola nu are de ales decât să accepte ceea ce are. Cursanților li se spune să rămână invizibili în orice circumstanță. O parte a testului presupune ca antrenorul să tragă la câțiva centimetri de ei. Dacă reacționează, sunt respinși. Majoritatea cursanților pică testul. Mykola nu se reține în ciuda zgomotului puternic și a riscului implicat în acest antrenament. Un alt test este de a acoperi luneta odată ce ținta a fost identificată. Mykola greșește. Chiar dacă știe că nu are cea mai bună armă, Mykola nu o folosește ca scuză. Când antrenamentul se concentrează pe calcul, Mykola îl impresionează pe locotenent, deoarece este capabil să calculeze răspunsul înaintea tovarășilor săi de antrenament. Descoperă că a fi matematician este util. Mykola trece și devine un lunetist. Într-o zi, locotenentul îi spune lui Mykola să-și facă bagajele. El face parte din echipa care va fi trimisă la un punct de control capturat de ruși. Echipa se poziționează imediat. Fiecare lunetist are propria țintă. Când sunt pe cale să-și îndeplinească planul, o mașină se îndreaptă spre barajul rutier.
locotenentul îi împiedică să tragă. Cuplul din mașină este rugat să coboare și să-și prezinte pașapoartele. Băiatul își dorește pașaportul înapoi, dar rusul care i l-a luat refuză să-l dea. Începe agitația. Fata este luată la palme, iar băiatul este lovit cu armă. Locotenentul le dă semnalul să tragă, așa că toți rușii sunt uciși. Locotenentul felicită echipa pentru succesul primeilor misiuni. Când se întorc la postul de comandă, Mikola își caută prietenii și tovarășii de antrenament. Li se spune că se află într-o misiune separată. Mai târziu, el descoperă că unul dintre ei a fost ucis cu brutalitate de un lunetist. Într-o zi, echipa este trimisă din nou într-o misiune. Sunt pregătiți explozivi și declanșatorul este ascuns cu o frunză. Când rușii se apropie, Mikola este surprins când își vede fostul elev alături de ei. Ivan, elevul care îl pusese mereu în dificultate. Toți rușii sunt uciși de explozie, inclusiv Ivan. Locotenentul îi spune lui Mikola să nu se simtă vinovat pentru că Ivan a luat decizia. În timp ce se odihnește, locotenentul ia o fotografie cu familia sa. Mikola cere să se uite la ea. Ofițerul îi spune că cele două oficiale sale nu cunosc natura muncii lui. El are o înțelegere cu soția lui pentru a le ascunde adevărata muncă. Ceea ce știu ele este că se află într-o călătorie de afaceri. Locotenentul vede crucifixul pe care îl poartă cu el. El îl întreabă dacă este o amuletă. Mikola îi spune că pentru el simbolizează familia. Forțele ucrainiene asigură tranșele de frontieră, în timp ce lunetiștii sunt în poziție. Este doar o chestiune de timp până când forțele ruse o să treacă pe acolo. Între timp, rușii se pregătesc să invadeze regiunea. Mikola îl vede pe bărbatul care i-a ucis soția cu luneta. Îi cere locotenentului permisiunea să tragă, dar el îi spune să se retragă. Mikola cere din nou permisiunea pentru care o lovitură perfectă. În acest moment, este prea nerăbdător să facă asta. Solicitarea este respinsă, dar Mikola nu-și poate permite să rateze această oportunitate. Apasă pe trăgaci și lovește pe rus în gât. Rusul este ucis. Ofițerul este dezamăgit de faptul că ordinul său a fost ignorat. Fără să știe, un lunetist rus de elită pe nume Seri este capabil să identifice locația lor. Locotenentul îl localizează pe Seri. Îi spune lui Mikola unde este lunetistul, dar rusul este prea rapid și reacționează. Ofițerul este apoi ucis. Mikola știe acum că poziția lor este compromisă. Își pune cadavrul ofițerului pe spate și se confruntă cu asaltul rușilor. Găsește un șanț și îl acoperă pentru siguranță. El reușește să iasă în viață, dar ofițerul nu este la fel de norocos. Se simte foarte vinovat pentru moartea ofițerului, care a crezut întotdeauna în el și i-a oferit șansa de a servi. Emoțiile lui l-au învins când a încercat să ucidă, deși i s-a cerut să nu o facă. Singura modalitate de a-i răzbuna moartea este să găsească lunetistul care l-a ucis. Mikola pleacă singur într-o misiune. Observă doi lunetiști și reușește să-i doboare, dar este împușcat în braț. În timp ce se odihnește, Mikola primește un telefon de la un brigadier care îl anunță despre lunetistul rus, dar nu poate oferi detalii pentru moment. Vrea să-l actualizeze pe Mikola odată ce se întâlnesc. Mikola își pregătește echipamentul și se îndreaptă spre locul respectiv. Aceasta este șansa de a afla mai multe despre lunetistul rus. Brigadierul își informează oamenii despre abilitățile lunetistului. El a eliminat deja 5 dintre lunetiștii lor și 3 mitralieri. Este o forță care trebuie luată în considerare. Au o idee unde este locația lui preferată, bazându-se pe uciderile pe care le-a făcut și pe faptul că nu și-a schimbat poziția. Un soldat sugerează să acopere zona cu mine, dar ofițerul se opune la idee. Îl lasă pe Mikola să explice de ce nu o pot face, din moment ce el este din zonă. Mikola explică că locul în care se ascunde lunetistul este un depozit de clor și că utilizarea minelor pentru a-l ucide poate cauza probleme de mediu. La fiecare lunetist îi se atribuie apoi o muncă. Ofițerul clarifică că odată ce țintele secundare sunt eliminate, vrea ca Mikola să se urce sus în clădire și să-l omoare pe lunetistul rus. Apoi lunetiștii pleacă. Toți sunt acum în poziție. Mikola confirmă că se află și el în poziție după ce s-a târât spre zona țintă. Reușește să ajungă în spatele la doi ruși și imediat îi ucide. Ceilalți lunetiști au ținta pe soldați și așteaptă semnalul de tragere, apoi reușește să-i doboare pe toți, după ce au făcut o numărătoare inversă pentru a trage exact în același moment. Seri observă că soldații lui nu mai raportează. Se mișcă pentru a vedea ce se întâmplă afară. Un alt lunetist rus își părăsește postul pentru a investiga, deoarece se pare că există o problemă de comunicare. Ei nu știu că Mikola se apropie și așteaptă momentul perfect pentru a-i ucide pe amândoi. Seri îl verifică pe unul dintre lunetiști afară. El este surprins când vede că lunetistul a fost ucis, așa că sună ca să ceară întăriri. I se spune să aștepte 10 minute până sosește echipa.
Seri revine la poziția sa și își pune ochii pe vizor. Observă lângă el un crucifix de lemn. Înainte să poată reacționa, Mikola sare peste el și îl înjunghe în gât. Și celălalt se întoarce la postul lui. Când o face, o grenadă este detonată și este ucis. Filmul se termină cu întăririle anticipate de serii. Un ofițer rus îl sună la radio și îi spune că vor plăti pentru ceea ce au făcut Crimeei, un alt teritoriu invadat de ruși, așa că Mikola îl ucide. Soldații ruși coboară din camioane, dar nu au nicio șansă împotriva lunetiștilor ucrainieni, care sunt bine poziționați ca să-i termine pe toți. Când fumul dispare, Mikola se întoarce acasă și vizitează mormântul soției sale. Misiunea lui de a răzbuna moartea